Este ora 12, bun găsit la știri, sunt Maria Linda. Premierul britanic Boris Johnson a făcut o declarație care cutremură scena mondială. Spune că Ucraina ar putea fi nevoită să încheie o pace deloc convenabilă cu Rusia. La ce se referă mai exact șeful executivului de la Londra? Ne spune chiar în aceste momente colegul meu Claudiu Ștefan, jurnalist Antena 3 la secția externe. Claudiu, bun găsit, concret ce ar însemna acest lucru? Bun găsit, premierul britanic a împărtășit viziunea sa despre un posibil final al războiului între Rusia și Ucraina în timp ce se afla în avionul care l-a dus în Rwanda la un summit al Commonwealth-ului. El a spus jurnaliștilor că, într-adevăr, Ucraina ar putea fi constrânsă să încheie o pace care o va dezavantaja cu Rusia. Se referă mai exact la pierderi teritoriale pentru Ucraina. Asta ar însemna o pace dezavantajoasă pentru ei. Potrivit lui Johnson, consecințele economice ale războiului creează o presiune asupra Kievului și spune premierul britanic: prea multe țări spun că este vorba de un război european care nu este necesar, deci presiunea va crește pentru a încuraja, poate pentru a-i forța pe ucraineni către o pace rea. De asemenea, liderul executivului de la Londra a vorbit și despre scenariul în care nu se va ajunge la o pace chiar și dezavantajoasă pentru Ucraina și spune că dacă Vladimir Putin va reuși să-și atingă obiectivele din Ucraina în condițiile în care războiul continuă, vor fi consecințe periculoase pentru securitatea internațională și se va produce un dezastru economic pe termen lung. Despre un război, despre o posibilă continuare a războiului, a vorbit și un articol din The Times, Boris Johnson, după ultima vizită pe care a făcut-o la Kiev. Atunci scria premierul britanic: ne teamă că trebuie să ne pregătim pentru un război lung, pe măsură ce Putin recurge la o campanie de uzură, încercând să macine Ucraina prin brutalitate pură. Deci acestea sunt cele două scenarii pe care Boris Johnson le vede pentru continuarea conflictului: fie o pace către care Ucraina să fie împinsă, forțat din cauza consecințelor economice pe care le resimțim cu toții deja, fie un război de lungă durată, un război de uzură care ar putea aduce într-o bună zi o victorie pentru Vladimir Putin cu consecințe dezastruoase pentru securitatea internațională și pentru economia mondială.